miros de băcănie, produse de băcănie, atmosferă de băcănie. Pare ciudat, dar moldovenilor din Iași le este dor de așa ceva. Oportunitatea au prins-o din zbor Eliza și Ștefan, care după ce au fost corporatiști, acum au devenit băcani. Povestea în reportajul următor, semnat Raluca Daria Diaconiuc. Doi soți din Iași, Eliza și Ștefan Durac, o afacere cu produse italiene, dar nu numai. Aceasta merge bine, iar clienții constată calitatea și varietatea produselor. Magazinul Ieșenilor este într-un centru comercial din zona Baza 3 și rezultatele se văd de la o zi la alta. Nimic nu e ușor la început, dar nici imposibil. Cum a luat ființă afacerea dumneavoastră și de ce o astfel de afacere? Bună ziua, bine ați venit la noi într-un mic colț de Italie, în primul rând. Afacerea noastră a luat ființă acum 5 ani, după multe călătorii în Italia, după multe vacanțe petrecute spre norocul nostru, am întâlnit un produs de care ne-am îndrăgostit pe loc, uleiul de măsline extra virgin, italian. Și am luat-o ca o provocare să aducem un produs premium, un produs care în România exista doar în supermarketuri, să-l aducem pe piața românească. Credem că s-a format deja o masă critică de clienți fideli care se întorc, cărora le place foarte mult să fie consiliați, să le dăm la degustat produsele și atunci am creat aproape o mică comunitate în jurul conceptului Sapori. Dumneavoastră, practic, nu numai că ați creat business-ul, dumneavoastră, împreună cu doamna, cu soția dumneavoastră, veniți, serviți clienții, reușiți să-i le dați sfaturi atunci când ei le cer. Da, suntem băcani la propriu și ne face mare plăcere. Interacțiunea cu clienții noștri este una care ne aduce mari satisfacții. Dacă tot e afacere de familie, un sprijin important vine din partea soției, care îi întâmpină pe clienți cu zâmbetul pe buze, exact cum ne-a întâmpinat pe noi. Am început să organizăm și workshop-uri și degustări de uleiuri de măsline și în grădinițe și în școli. Copiii sunt încântați, clienții noi oferim spre degustare tuturor clienților din magazin ulei de măsline cu pâine. Le dăm sfaturi, consiliem cum ar trebui să folosească uleiul de măsline de calitate. Și practic așa a început călătoria noastră cu ghidul internațional Flosolei. În 2013 l-am cunoscut și pe fondatorul acestui ghid, Marco Regia. Ne-am dorit să le oferim o experiență, o călătorie virtuală în Italia. Asta ne-am dorit de la început, pentru că sunt zile agitate, sunt la servici, școală, grădiniță și atunci ne-am dorit să fie așa un colț de Italia aici, să se simtă ca în Italia, ca într-un city break, să vină să bea o cafea, un sandwich, exact ca în Italia. Cum se simte, în general, călătorul în Italia, într-o salumerie, când intră și este atât de bine primit și se oferă produse de calitate. Cei doi soți din Iași au reușit să arate ce primează. Calitatea unui produs, felul în care este prezentat și bucuria cu care se împărtășește o experiență.